Bun găsit, din nou împreună la întrebări complicate, răspunsuri adecvate. În Cartea Geneza, ne întâlnim cu actul creației pe care Dumnezeu l-a realizat, prin care toate lucrurile au venit în ființă. Dumnezeu l-a creat pe om și l-a așezat într-o grădină fenomenal de frumoasă, cunoscută sub numele de Rai. În urma căderii în păcat, omul și nevastă lui au fost alungați de acolo. Ce ar trebui să înțelegem prin această alungare? Pentru a găsi răspuns la întrebarea aceasta, stăm de vorbă cu dr. David Goran, pastor al Bisericii Sfânta a Treime din Alba Iulia. Care este consecința finală în cele din urmă în privința alungării din grădina Eden? Dacă ne uităm cu atenție în Cartea Geneza, observăm că într-adevăr Dumnezeu așează pe om în uh, acea grădină pe care a creat-o pentru, uh, pentru ei. Uh, grădina Edenului este evocată în primele capitole din Cartea Geneza și prin simbolistica templului. Deci cumva grădina este văzută ca un sanctuar al prezenței lui Dumnezeu în care omul se află și se bucură de acea prezență a lui Dumnezeu. Și sunt câteva paralele care ne duc cu gândul la templu. Spre exemplu, Dumnezeu umbla în răcoarea zilei. Verbul de acolo echivalent în ebraică se regăsește în momentul în care în cartele Levitic Dumnezeu spune că va umbla prin cortul întâlnirii împreună cu poporul Israel. Și desigur și în episodul în care David vrea să construiască un templu din nou, Dumnezeu zice, am locuit și am umblat totdeauna cu poporul Israel uh, prin intermediul sau uh, prin cortul întâlnirii. Observăm mai apoi heruvimii care sunt așezați la uh, intrarea care duce spre pomul vieții cu sabia în mână, că sunt evocați ulterior și în templu. Pe pereții templului, pe perdeaua dinăuntru templului, chiar pe capacul care acoperă nu? heruvimii, capacul spășirii, achivotului. Acolo, din nou, observăm motivul acesta. De asemenea, știm că din grădina Edenului curgea un râu care se ramifica, se făcea patru brațe. Ori în Ezechiel 47 nu observăm un templu pe care profetul îl vede și din templu iese un râu care se duce și peste tot pe unde curge dă viață. În Apocalipsa este reluată din nou tema asta a Edenului, a Raiului și cu toată simbolistica a râului, a pomului vieții. Ce înțelegem prin această metaforă sau această simbolistică a templului? Practic, ceea ce pierde omul prin uh, alungare din grădină, prin căderea în păcat, este relația cu Dumnezeu. Ea este frântă, ea este sfâșiată, ruptă. Uh, omul devine conștient de propria lui uh, goliciune, de propria lui vinovăție, uh, se ascunde de fața lui Dumnezeu uh, și ceea ce este interesant, uh, și aș vrea să accentuez lucrul ăsta, e că omul nu, nu, nu uh, poate să refacă relația asta cu Dumnezeu. Chiar și în Cartea Geneza, Dumnezeu este cel care îl strigă pe Adam și pe Eva. Deci, practic, Dumnezeu pleacă, am putea să spunem cu ghilimele de rigoare, în căutarea omului și vrea să-l readucă la sine. Ori, lucrul ăsta nu se poate face decât printr-o jerfă, printr-un sacrificiu. Și Dumnezeu, atunci, spune că le-a făcut uh, lui Adam și Eva... Haine din piei de animale. Deci a fost, iată, din nou, ideea de sacrificiu care apare încă din primele uh, capitole ale cărții Geneza. Dumnezeu a sacrificat uh, niște ființe pentru ca omul să fie readus în uh, armonie, în relația cu el, o relație care este frântă și uh, urmările păcatului uh, o periclitează. Dar Cred că asta a pierdut omul prin căderea în păcat, apropierea de Dumnezeu, relația cu El, incapacitatea de a intra într-o relație cu Dumnezeu, dacă Dumnezeu nu ar cobori la noi, așa cum a făcut prin Hristos, jerfa desăvârșită în cele din urmă. Și în felul acesta, relația noastră cu Creatorul, cu Dumnezeu, este restaurată. Deci Dumnezeu pleacă în căutarea noastră, ne caută, în felul acesta suntem readuși la ceea ce am pierdut prin primul Adam, recâștigăm prin al doilea Adam, prin Hristos. Prezența lui Dumnezeu, uh, sanctuarul lui uh, a fi aproape de el, scopul pentru care am fost creați. Astfel putem concluziona că dincolo de tragedia pierderii locului, omul a pierdut prezența lui Dumnezeu. însă scriptura ne învață că această prezență este din nou materializată prin lucrarea Domnului Isus Hristos.